Fraților, e jale, e jale mare și pentru noi și pentru întreaga planetă. Sigur, o știre care trebuia să vină la un moment dat, dar care a încetat totuși să mai fie o știre din momentul în care ne-am dat seama că ne-am pietrit practic inimile de durere. Este vorba de dispariția imensului propagandist nord-corean Kim Ki-nam, care s-a prăpădit după 2 ani de sinistră suferință la vârsta de 94 de ani. A murit de bătrânețe cu toate organele vitale interne făcute praf de către Constituția Irebegită din ultima perioadă, dar un propagandist hors pair, adică ieșit din comun, care practic a fost tovarăș de băutură din anii 60 cu tatăl actualului președinte, da? Kim Jong-il, tatălui Kim Jong-un, se duceau la băutură și înjurau regimul de la Seul împreună. Superbă prietenie. Ei bine, el a devenit un fel de Emil Bobu, acest Goebbels nord-corean, cum îl numește presa de la Seul. Iată că se poate trăi, nomenclaturistic vorbind, se poate trăi până la adânci bătrâneți într-o țară unde dacă știi să lingi, știi să fii obedient, poți să o duci bine, așa cum s-a întâmplat și în cazul nostru. Noi suntem, cred că, a treia țară din lume la capitolul de josnicie macabră în istoria modernă a umanității, după Republica Populară Democrată Nord-Coreană și Cuba. E clar că suntem a treia țară la lingușală. Acum, vestea proastă de tot, la proastă, rău de tot, este că noi suntem peste nord-coreeni și cubanezi în momentul de față. Astea ne domină în continuare și ne vor mai domina câteva decenii pentru opera pe care au zidit-o. Noi n-am fost la înălțimea acestor regimuri niciodată, de altfel, se știe, statistic vorbind, astea nu sunt interpretări. Astea vorbim aici din istorie. Se știe că regimul de la Fenian este cel mai lugubru, cel mai sinistru, dar și cel mai longeviv din istorie al unei singure familii. Adică această familie Kim, ăsta n-avea cică legătură de rubedenie, deși și pe el îl chema Kim, sigur, e un nume mai comun decât Ionescu și Popescu la un loc, la noi, în Coreea de Nord și în Coreea de Sud, sigur, Kim. Dar încă o dată, atenție mare, josnicia la noi o depășește în momentul de față pe cea a cubanezilor, care au cam terminat cu dinastiile Castro, și pe cea a nord-coreenilor, unde acum nu mai e decât așa o lălăială din asta pusă în scenă deja din anii 60, când a început adevăratul spectacol acolo, care a fost după aia copiat de marile guverne socialiste din Europa de Est, a doua cea mai sinistră zonă din toate timpurile de pe planetă, după Coreea de Nord. Nicăieri n-a fost mârșăvia mai mare ca în estul Europei. În primul rând, la caracterul oamenilor, pentru că aici nu poți să dai vina pe politică, cum spune președintele Iohannis de la Casa Albă. Nu este o problemă politică viza pentru Statele Unite. Da. Așa este și aici. Nu este o problemă de politic. Estul Europei era, ca și caracter, da, zona cea mai vulnerabilă de pe planetă. În Franța, dacă un jurnalist e dat afară dintr-o redacție, nu se mai lucrează nicio redacție nicăieri. Da? Vreau să vă dau un exemplu. Imaginați-vă în România așa ceva. Deci, de asta vreau să vă spun că la caracterul oamenilor, noi în estul Europei suntem într-adevăr aproape de nord-coreeni. Mergând în ritmul în care mergem acum, la un moment dat vom fi peste ei, pentru că acolo s-a tasat deja această lingușăreală, această mitocănie, această neamprostie eternă deja. Ea a fost într-adevăr la duduia în anii serioși ai dictaturii. Nu știu dacă l-am văzut fetelor pe marele Kim, ci că îndurerat. La ei înmormântările au loc la cântatul cocoșilor în Coreea de Nord și mi se pare foarte corect așa. Te înmormântează la 6 dimineața. Mi se pare cea mai bună oră pentru o mormântare, nu la prânz ca la noi, să leșine toate babele din cauza căldurii. Nu, a 6 dimineața tata a fost Kim prezent,
Aici presa lingușitoare din România spune că era îndurerat. Nu, absolut deloc. N-ai cum să fii îndurerat când moare cineva la 94 de ani. Sigur că încă o dată, o moarte nu șterge o viață de șarlatanii, dar Kim se aștepta. De 2 ani ăsta era scos din uz. Și plus că nu mai reprezenta nimic. Încă o dată, hai să nu vorbim numai în limbă de lemn inutilă, cum fac confrații noștri. El predase de mult ștafeta. Da? Ce au avut de învățat cei de lângă el, au învățat în toți anii ăștia. Nu mai era nimic de spus despre propagandă. O definise nenea ăsta de peste 35 de ani, la care mai adăugăm încă vreo 20. A? Rotund cam 60 de ani de propagandă a făcut. Trăind așadar în deplinătatea facultăților sale creative, până la 92 de ani. De atunci a fost o legumă totală, nu mai făcea nimic, era ținut în viață practic de aparate. Deci, peste 60 de ani, practic, a depus în slujba familiei Kim. Asta a și remarcat actualul președinte nord-corean, că a avut o loialitate fără de margini față de regim. Și atunci, sigur că îl invitau la băutură, îl invitau la mâncare. La femei nu. Întrucât acolo, sigur că el se codea, făcea pe smeritul, pe copilul de coră. Da, băiatul intrat în pantaloni scurți și în șosete până la genunchi în biserică, nu era raionul lui, muierea nord-coreană. Dar în rest, la celelalte capitole a excelat, așa cum putea să o facă, sigur, totdeauna bea cu un pahar mai puțin decât dictatorul, mânca o ciozvârtă mai puțin decât cel de lângă el, a știut să pupe mâini și cururi cât a fost cazul, dar măcar a lăsat în urma sa, lingăii noștri, gen Nicolae Dragoș, gen Corneliu Vadim Tudor, gen Adrian Păunescu, chiar dacă au dus-o bine în viață, nu rămân, finalmente, pentru că n-au descoperit nimic. Nu rămân în istorie, din punctul ăsta de vedere. Păunescu rămâne cu poeziile, pentru că așa suntem noi. Da. Universalitatea nu-l va reține nici acolo. Iar la Vadim Tudor rămân spiciurile alea. Asta dacă Vadim Tudor nu era un om corect. Altfel nu de discurs este problema aici. Ai fiecare cu discursul lui, acolo dacă îți place sau nu. Acolo nu sunt niște chestiuni la care să ne dăm cu părerea. Că nu este just. Dar nu era un om corect, nu era un om cinstit. Asta era problema lui cea mare, nu ce idee avea. Aia, încă o dată, nu este epoca în care trăim capabilă să analizeze oamenii. Așa aș mai lăsa-o pentru mai târziu, eventual. Dar aici, în Coreea de Nord, mai degrabă, fraților și dragi colege, m-aș uita un pic la fețele care sunt numai cadaverice, dar mai mult decât împietrite și împăiate ale celorlalți. Singurul care n-are niciun fel de trăsătură pe față este Kim. Uitați-vă la ceilalți, ăia sunt cam morți, bă. N-am mai văzut așa ceva de la îngropăciunea lui Brejnev, undeva la începutul anilor 80, nici măcar la Tito n-am văzut așa ceva niciodată. Ăialalți, bă, tată, sunt colosali. Am asigur și lumina bate pe chipul celor trei din față, dar nu la asta mă refeream neapărat. Bate într-un fel monumentale privirie, absolut. Ăștia sunt zbirii acestei planete. Pe ăștia i-ar putea întruchipa într-un film Dorel Vișan, să zicem, pe toți deodată. Ăștia sunt. Sigur că dacă stai și te uiți, eu m-am uitat vreo jumătate de oră la ei. Cum te uiți la un tablou la Louvre, de exemplu. Dacă te uiți mai bine de o jumătate de oră totuși la ei, o să vezi că au niște trăsături profund umane. Dacă stai să te uiți așa câteva secunde, ți se par niște diavoli, într-adevăr, niște creaturi de-astea bezmetice, niște alieni, cum se spune astăzi, dar ei n-au trăit în lumea asta, n-au văzut niciun film străin în viața lor. N-au văzut decât filme rusești, chinezești și nord-coreene. Gândiți-vă totuși la asta, bă. Și vor trăi până la adânci bătrânețe, pentru că nomenclatura este la fel peste tot. Dacă nu îi împușcă cineva, această situație nu se poate întâmpla în Coreea de Nord. Vor trăi până la adânci bătrâneți.
Bun, un dineu la Paris cu mare fast în onoarea lui Xi Jinping, care între timp se deplasează spre Serbia și apoi va ajunge și în Ungaria. Este o vizită îndelung mediatizată a liderului chinez la Beijing, dar nu este o vizită care să marcheze istoria în niciun fel. China, în momentul de față, dincolo de problemele economice pe care și le regrează, așa cum știe, trebuie să recunoaște că e bună de tot aia lui Biden cu... Incredibil ce imbecil! Ce fel cer, bă! De câte ori o să mă gândesc de aici înainte la marile puteri asiatice, o să-mi vină în minte incredibil, incredibilul derapaj, cum zic cretinii noștri, al lui Joe Biden, apropo de imigrație și de xenofobia chinezo-japoneză, sino-japoneză, ca să vorbim corect, dând exemplu SUA, bă, păi Statele Unite n-aveau pe nimeni la venirea lui Cristofor Columb în țară. Vă reamintesc? Nu erau decât niște piei roșii care călăreau niște bizoni. Asta au găsit conquistadorii, colonialiștii spanioli când au venit în America. Pe când la 1500 rotund, la 1492 rotund, 1500, China și Japonia, da, aveau deja o veșnicie în spatele lor. Pe lângă asta, sigur că sunt celelalte atribute. E greu să devii imigrant într-o țară precum Japonia, de exemplu, unde cerințele intelectuale, economice, financiare, administrative sunt diferite total de Europa. De unde să vină, de exemplu, imigrație în Japonia? Din Africa? Păi vă știți care e salariul mediu în Japonia? 7500 de euro. Pe cum să te duci, bă, din Rwanda să trăiești acolo? Pentru ce? Speli niște vitrine sau niște closete la Tokyo. Păi, să speli un closet la Tokyo este mai greu decât să faci un avion Airbus la Toulouse. Atât este de dificil WC-ul japonez. Deci este foarte complicat. Joe Biden nu se pricepe, nu știe istorie. E un incult. Japonia nu este o țară, bă, dobitocule, care să primească, da, sfaturi de la Statele Unite. Nici nu există comparație între cele. Statele Unite n-au nicio cultură. Deci unul la mână. Chiar dacă s-au dezvoltat și au importat creiere și asta, n-au nicio cultură, nu există identitatea americană. Chiar și vestitul hamburger, așa cum indică și numele, vine din nordul Germaniei. Ei n-au absolut nimic. Pe când Japonia a creat o lume, mă. Da? Cum să te duci? Care e imigrație? Că acolo nu te poți duce, bă, nu-i Statele Unite, unde era un marahaz de bizon. În Japonia n-aveai cum să pătrunzi, nu se poate nici acum. Cine se duce? Reușește, bă, unul dintr-un milion, sigur, să se impună pe piața japoneză. Nu se poate, bă. În Japonia, după, dacă stai, îmi povestea cineva. A stat 6 săptămâni. Deci îți vine să-ți bur creierii în fiecare zi. Este o viață completamente inversată de ceea ce este în România sau în Europa. Este ca și cum ai petrece viața cu capul în jos. Nu se poate supraviețui pentru un european. În primul rând că ce este acolo ca urbanizare, ca ritmicitate, ca Statele Unite nu o să ajungă niciodată la așa ceva. Este ceva incredibil. Vine el să le spună că ei au reușit, că ei au primit pe imigranți. Dar nu i-ați primit. Da? Imigranții au făcut Statele Unite. Evident, Statele Unite n-ar fi dat. Nu era Cristofor Columb, se mai pierdea un secol. Statele Unite aveau astăzi istoria și antologia Nepalului. Dacă mai trecea un secol de la... Cum poți să vii tu să le dai lecții ălora care sunt acolo din vremuri imemoriale, bă? Da? China nu mai vorbim. E, și în China este la fel. Da? Un sistem dintre ăsta opac, dar foarte bine pus la punct, de milenii, absolut, pentru că asta este în gena cetățeanului de acolo, individului de acolo. Este singura cultură care li se potrivește. Am auzit tot felul de idioți de ăștia care nu cunosc istorie. Da, sunt niște inculți și spuneau că, domnule, sistemul ăsta comunist, nu, tată, nu-i sistem comunist. China a avut milenii până să ajungă la comunism, dar asta este gena, în gena populației, genul ăsta de comportament. China nu poate să fie condusă altfel. Deci să fim bineînțeleși. Când ai o populație de 1,5 miliarde, nu conduci ca pe o populație de 17 milioane. Să fie clar. Deci acolo este limpede că așa trebuie să se desfășoare lucrurile. Ori China a făcut progresele pe care le-a făcut așa cum e. Dintotdeauna oamenii au fost așa.
Nu contează ce regim li s-a alocat sau li s-a pus etichetă. Este o mare greșeală. Nu poți să transpui un chinez într-o altă lume. El este acolo ca nuca în perete. Dezamăgitori ca oameni, bineînțeles, dar atunci când sunt în nucleul lor, în mediul lor, sunt altceva. Nu pot primi lecții de la unii care ce-au făcut, niște cartofori, dar niște bețivani. Aia nu este, nu este un argument. Deci, încă o dată, oricât ar vrea americanii să iasă la lumină și pe segmentul ăsta, aici nu pot. Aici ei nu există. Nici măcar corigenți nu sunt. Sunt niște capitole unde nu poți să dai lecții. Cum nici Australia sau Noua Zeelandă, la capitolele astea nu există în istorie. Da? Pentru ei, istoria este o carte închisă, a care au acces așa cum ne ducem noi pe la câte un muzeu. Dar și atât. În rest, nu te poți lăuda cu foarte mult. Pe când ei au creat istoria lumii. Bun, ci că manevre nucleare, citim amenințări către Franța și Marea Britanie, un avertisment către NATO, din când în când, ciclic, practic, vine de la Moscova câte un mesaj de ăsta de rău, un mesaj de final de campanie, de tras cortina peste lume, din partea rușilor, bă, să râdeți. Am citit o știre, de exemplu, că dacă francezii vor trimite trupe terestre în Ucraina, Rusia le va nimici. Pare rău să vă informez, dar dacă Franța trimite trupe în Ucraina, ele vor spulbera toată armata rusă, absolut toată câte există acolo, în cel mai scurt timp. Deci nu există niciun fel de discuții. Nu vorbesc de armament. Diferența dintre armamentul francez și cel rusesc este ca diferența dintre Tokyo și Blaj. Dar diferența dintre pregătirea soldaților francezi și acelor ruși este ca între Los Angeles și Războieni. Da? Deci nu există comparație cu putință. Da? Rușii, poștii sovietici, nu au niciun fel de pregătire militară. Acolo este o armată încropită și aruncată la tăiere. Nu există nicio strategie, nu există nimic. Rusia a intrat în acest război exact după toana unui dictator care se afla în momentul de față, în momentul respectiv la putere. El nu concepuse niciun fel de plan. Astea sunt toate niște tâmpeni. Dacă ulterior, generalii ăia, stând acolo în fuișorul lor, da, au încropit câte ceva. Dar ei n-aveau un plan. Dovadă că nu se știe nici în momentul de față ce vor să facă. Și care este scopul? Adică ți-ai omorât o jumătate de milion de oameni, ai trimis ca la tăiere. Dacă mai războiul mai ține 2 ani, mai mor încă 500 de mii de oameni, da? Pentru ce? Tu n-ai făcut nimic. Absolut n-ai rezolvat nimic acolo pe ei. Asta nu înseamnă un război gândit. Tu îi ameninți pe aia în Occident că îi spulberi. Pe cum ar putea, de exemplu, Rusia să spulbere obiective din Marea Britanie? Că nu înțeleg. În primul rând că nicio rachetă, absolut nimic, nicio dronă nu poate să intervină peste teritoriul acestor țări. Franța sau Marea Britanie nu pot fi atacate aerian de Rusia. Pentru că Rusia nu are această capacitate. Dimpotrivă, apărarea acelor țări este net superioară apărării oricărei alte țări. Cu excepția Statelor Unite, eventual, și poate a Israelului. Da. Cred că Israelul tot e un pic sub. Vă dau numai un exemplu. Dacă mai țineți minte, seriile alea în care armatele franco-britanice au atacat obiective din Siria și Irak. La un moment dat a fost cum câțiva ani în exercițiu de ăsta, se învolburaseră un pic apele pe acolo și s-au sfătuit cu americanii și au trimis niște... Păi în câteva minute rachetele au ajuns de la Paris și de la Londra peste Siria. I-au făcut zombi aia absolut. Au transformat în coteț o zonă de aia de câteva sute de kilometri. Praf și pulbere au făcut. Deci atenție la ce armament există acolo, absolut de ultimul răgnet. N-ai cum să te bați cu ei nici 5 minute, bă. În condițiile în care, într-adevăr, țările alea vor să intre în război. Că sunt ca niște elefanți deranjați de cât un cocostâr. Dacă vor să intre, atunci te-au pulverizat. Acolo stați un pic. Ăștia care vă dezinformați pe la televiziune de România. Acolo nu vorbim despre Putin. Nu? Acolo vorbim despre un armament, într-adevăr, la zi. Nu ce are Rusia. Armă nucleară. Asta, armele nucleare ale rușilor, știți cum sunt? Cum erau IMS-urile noastre la Maiorul Volcu.
Până porneam un IMS, mi se ducea timpul pentru tabăra militară, era de 2 săptămâni, să zicem. Noi în 2 săptămâni reușeam să pornim mașinile din unitate. Armă nucleară, a rușilor peste ce? Peste Londra, nu? Astea sunt niște glume ca tantan în Congo. Dacă mai țineți minte gagurile alea, benzile desenate din copilărie. Dar cam așa seamănă. Te duci tu peste francez și englez, tu care da, ești cu armata nemâncată, ea nu mănâncă nici la prânz, nici la cină și nici la micul dejun. Soldații sovietici. Și se duc să-i facă pe ăștia praf. Deci astea sunt niște amenințări, într-adevăr, doar așa, ca să mai râdem și noi de câte ceva. Bun, ne întoarcem după pupă. Fraților, fiecare cu războiul lui, desigur, pe această planetă, în loc de amenințări de-astea goale de sens între marile puteri NATO și minuscula putere de la Kremlin, haideți să vedem o știre care vine din Asia de Sud-Est, intitulată foarte interesant așa ca titlu, Diplomația Urangutanilor. E bine, e vorba de Malaezia, unul dintre cele 3 state care deține urangutani, alături de Indonezia și de Brunei, o țară cu o economie dezvoltată, sigur, în Asia de Sud-Est, care își permite astfel de declarații diplomatice. E bine, în relațiile sale cu statele care importă ulei de palmier, atenție, o dispută lungă cu acest ulei de palmier, în primul că Malaezia este unul dintre cei mai mari exportatori de ulei de palmier. Uleiul de palmier, ați văzut că în ultima vreme este cumva blamat așa pe piața asta a exporturilor, se ferește lumea de el, are mai multe consecințe, în fine, și asupra mediului și așa mai departe, nu este foarte căutat, dar sigur că Malaezia își încearcă să-și apere drepturile astea până la urmă de a face negoți cu țările din zonă și încearcă să adopte acest plan, să spunem un plan capcană, prin care va încerca să facă un fel de diplomație de stilul Beijingului, diplomația ursului panda. La un moment dat, chinezii tot așa protejând ursul panda, nu trăiește decât în Republica Populară Chineză, în libertate, nu există panda în nicio altă țară a lumii. Chinezii tot așa protejându-și foarte mult această specie rară, aveau o diplomație bazată cumva pe istoricul ursulețului panda, la fel vrea să facă și Malaezia cu urangutanul care este la fel de rar pe planetă, o măsură care să protejeze mediul, bineînțeles, și să atragă atenția asupra existenței acestei țări și acestei populații de animale extrem de rare. Dar acum depinde cum va fi văzut termenul. Pentru că în Europa să-i spui, bă, mi-a dat ăla o maimuță la negocieri, nu știu dacă poate fi văzut cu ochi buni. Adică e foarte, foarte mică linia asta de demarcație între o exprimare diplomatică și una care să te ducă la CNCD. Da? Imediat se va face legătura că te-a tratat cu dispreț, ți-a aruncat maimuța, ți-a arătat maimuța, ți-a desfăcut maimuța, ți-a... Sunt tot felul de termeni dintre ăștia care pe noi ne sensibilizează prea tare. Deci cred că vor fi probleme în relațiile diplomatice dintre Malaezia și țările occidentale europene, pentru că te vei duce la discuții, să zicem, merge președintele Iohannis, asta chiar un exemplu corect. Da. Să duce președintele Iohannis în vizită în Malaezia. Primește o maimuță. Bă, fi ținta ironiilor în România cel puțin 20 de ani. Îi se va spune președintele maimuță, ai voie să-i spui unui om în Europa fariseilor, în Europa falsă de astăzi, poți să-i spui așa? Nu, bineînțeles. Asta e de minimum 5.000 la CNCD. Minimum. Poate să-ți dea și mai mult, dacă ești recidivist. Deci nu merge. Evident că nici în Europa de vest nu poți să omagiezi un om aruncând peste el o maimuță. Fie ea și un orangutan, aproape mai inteligent decât un om. Deci este o lungă polemică în desfășurare. Malaezia spune că diplomația urangutanilor va arăta lumii că este serioasă în privința protejării mediului. Dar asta e doar o teorie. Că noi nu de mediu discutăm. Că aici nu ne pricepem. Nu te va condamna nimeni în România pentru mediu. Tu declarații despre mediu.
mai mult, că la noi mai mult declarațiile decât faptele sunt condamnabile, pentru că faptele nu prea există. Și atunci noi ne limităm încă o dată la ceea ce este superficial și ușor de abordat. Trebuie să fie mare diferență între unul care e un ticălos din ăsta care înșală mediul în fiecare zi și unul care declară la un moment dat ceva, nefăcând niciodată lucrul respectiv. Însă la noi se penalizează doar această din urmă situație, pentru că ăla, dacă deteriorează, să zicem, mediul, e clar că e cineva. E clar că are o acoperire. Unde nu se duce un amărât din ăsta de cârciumar să facă praf mediul. Dar bun, haideți să lăsăm Malaezia și urangutanii. Dacă îl pui pe președintele României să ortografieze orangutan, nu știe cum să scrie. Evident, scrie cu O în loc de U. Deci mai bine să lăsăm discuția. Aici am văzut o știre care iarăși ne va duce în perimetrul nostru preferat de acțiune, și anume votul în Estonia va fi din această toamnă pe telefonul mobil. Iată un nou pas înainte, deci telefonul mobil în ziua alegerilor, iată-l, așa, intri pe el, va exista o aplicație mobilă și vei putea să votezi așa cum plătești cu telefon. Atenție pentru toți fraierii de la țară. Nu-ți ia nimeni, bă, prostule, votul. Sigur că în România vor mai trebui să treacă 30 de ani până când ăia de la țară și rudele lor de la oraș vor considera că este safe să votezi escrocul tău pe mobil. Este safe, sigur. Așa cum poți să plătești cu telefonul oriunde în lume. Nu ți se întâmplă nimic niciodată. Cum să nu fie safe? Doar o să plătești cu cash-ul după tine, că nu suntem toți evazioniști. Da? Deci se va vota din această toamnă, atenție, nu la europarlamentarele din iunie, deși Estonia este prima țară din lume, în 2005, care a implementat votul online. De data asta se trece un pic mai departe și se ajunge... Online nu mai reprezintă mare lucru. Cine mai stă pe computer în ziua de astăzi? Nimeni, doar prostul. Și atunci, sigur că telefonul mobil este sursa a momentului. Peste 10 ani, poate că va fi alta, unde te poți desfășura. Nu mai stai la calculator și la alea, au apus de mult. Și atunci nu mai reprezintă mare lucru că tu reușai să intri online de la computerul de la serviciu. Nu mă interesează computerul de serviciu. Eu poate că sunt la un lac în duminica respectivă și vei putea să votezi pe telefonul mobil în 10 secunde fără să te mai deplasezi la secția de votare. Atenție, va ajunge toată planeta, bineînțeles, la acest sistem cât de curând. De altfel, ați văzut că numele Estoniei în limbajul mediatizat astăzi electronic este E-mic, liniuță Estonia, adică cea mai digitalizată țară din lume, care, iată, mai face un pas în despărțirea definitivă de Rusia. Uite, de exemplu, noi care suntem tot așa plini de IT-ști de talent și considerăm că România, da, e greu să-i spui unui român că IT-știi noștri nu sunt pregătiți. E greu să te înțeleagă cineva. Dar uite că niciodată n-a venit nimic din partea noastră că noi trebuia să revoluționăm lumea. Deci, efectiv, dacă oamenii ăștia erau creativi și erau într-adevăr niște genii, ar fi trebuit să revoluționeze lumea, adică să facă niște invenții mai mari decât ce s-a inventat până acum, de la începutul omenirii. Asta însemna. Asta cu votul electronic, sigur că nu este o invenție ieșită din comun. Era normal să se ajungă aici. Așa cum nu se mai plătesc facturile la ghișeu, pentru ce m-aș mai duce să votez la ghișeu sau în secția de votare la nu știu ce școală. Evident că e o absurditate. Sigur că așa ceva nu va mai exista. Păi ne uităm la televizor pe telefon, citim o carte pe telefon, da? Ascultăm la radio pe telefon, citim ziarul pe telefon. Pentru ce să mă mai duc la vot? Dar bun, România, care într-adevăr are oameni ca Sebastian Burduja, ca Nicușor Dan, ca Gabriela Firea sau Popescu Piedone, nici măcar n-a avut o străfulgerare de idee de viitor. Noi încă suntem la ideea de vom avea apă caldă sau nu în următorul mandat. Asta e chestiunea cheie. Cum am văzut acum că sosește flacăra olimpică, a sosit de astăzi în Marseille. Marseille este astăzi centrul universului, pentru că a venit flacăra olimpică de la Olimpia, după ce a făcut 3 săptămâni cu vaporul. Va intra în port astăzi toată planeta, 1 miliard de telespectatori se vor uita acolo. Da? Este o situație, încă o dată,
de prezent, nu de viitor. Este o situație de moment. Așa sunt și ai noștri în relația cu timpul. Pentru ei tot ceea ce contează este clipa. Întrebați, ca să-mi continui ideea de la început despre acest moment, 75% dintre francezi au zis că nu-i interesează nici sosirea flăcării olimpice, nici jocurile olimpice. Întrebați de ce se întâmplă lucrul ăsta, fiind cel mai mic procent din istoria olimpiadelor, i-au spus că îi preocupă mai mult ziua de mâine. Mâine nu e o olimpiadă. Adică farfuria. Da? Sfârșitul lunii. Da? Adică rămășițele de salariu cu care reușesc să treacă dintr-o lună în alta. Exact așa ar fi fost și la noi. Adică nu mai poate să fie un spectacol pentru aia care au burta goală. Nu mai poate să fie un spectacol pentru cei care știu că de săptămâna viitoare trebuie să treacă pe datorii. Lumea nu mai este făcută pentru un spectacol pe care mass media, de exemplu, din când în când încearcă să-l împopoțoneze. Nu există așa ceva. Așa cum nici la noi nu este o viață dintre asta anunțată pe panouri. În realitate, omul trăiește de pe o zi pe alta din nimicuri. El nu se mai poate entuziasma la discursul sau la perspectivele oferite nu știu ce candidat. Pentru că viața lui nu s-a schimbat de 35 de ani. Este tot acolo. Și francezii sunt ca și noi. Ei visează la niște bani pe care nu-i vor avea niciodată. Să știți că asta este o teorie foarte corectă. Este ca aia lui Goebbels. Spune-i minciunii de mai multe ori pe nume și la un moment dat va deveni un adevăr. Adică vârte o minciună, nu neapărat în spațiu public, atunci nu exista așa ceva. Da? Rostește o minciună de mai multe ori și ea va deveni un adevăr. Așa este și aici, în această situație. Lucrurile s-au complicat, au intrat într-o sferă dintre asta închisă, măruntă, și de acolo nu mai ies. Cu cât ești mai zgârcit, cu cât ești mai econom, cu cât încerci să drămești, cu atât poți să fii sigur că vei avea mai puțin în anii și în deceniile care vor veni. Adică asta nu rezolvă problema. Ați văzut vreodată vreun zgârcit dintre ăsta care la un moment dat să devină miliardar? Doar dacă câștigă la loto, dar nu joacă, pentru că e prea zgârcit. Deci economia nu te salvează. Oamenii sunt tot mai mici astăzi din cauza neputințelor, din cauza dramelor persoane. Din păcate, asta nu le rezolvă problema, că ar fi foarte bine dacă ar fi așa. Bă, am economisit napolitane 35 de ani, ca politicienii noștri, că știți că le făcusem socoteala la un moment dat. Făcusem și lui Rareș Bogdan, tuturor. În napolitane socotisem noi, că suntem un popor latin. Ce ați vrea să socotesc în boiaș, paprika? În napolitane. Și trebuia să mănânce numai napolitane de la vărsate, nu știu, era 2 lei tona, da? Timp de 35 de ani, ca să aibă averea pe care o au. Nu s-a sesizat nimeni. Nu mi-a dat nimeni un telefon. Să mă spun, nu, Banciu, v-am auzit aseară. Nu, că eu nu urmăresc. Mi-a transmis cineva, sunt de la fisc. Și mi-a plăcut ideea dumneavoastră, am făcut și noi niște calcule peste noapte, că știți că noi nu dormim aici la ANAF. Și a ieșit că, într-adevăr, aveți dreptate. 125 de mii de oameni politici vor fi căutați astăzi. Și încarcerați mâine, poi mâine. Nu justifică. Dacă niciunul dintre ei n-a mâncat napolitanele pe care dumneavoastră le-ați adăugat în emisiune. Să știți, soția vă urmărește și s-a dus și a cumpărat astăzi de dimineață 200 de kg de napolitane, dar să știți că vă factură, domnul Banciu, ca să nu m-a pomenit și pe mine în emisiune, cu factură, cu toate, pe firmă, am plătit impozitul ăsta la sfârșitul lunii, ca să nu fie nicio discuție. Dar am văzut, într-adevăr, politicienii nu sunt pregătiți. Pe cum să fie pregătiți, bă? Deci, efectiv, numai asta trebuiau la salariile pe care le percep. Au întâlnit chiar toți o mătușă pe stradă care era și miliardară. Hai, întâlnim și noi câte o mătușă, dar de obicei ne dă două gogonele. Câte o prăștură. Cum au mâncat și ăștia, a fost prăștură la dineu oferit de Elize pentru Xi Jinping. Dar și că era o prăștură care semăna cu Rusia. Avea ceva rusesc în ea. Dar nu știu despre cine e vorba, despre Xenia aia. Sau pur și simplu semăna cu o parte din Rusia, că era, au fost la un pas de incident diplomatic. Bă, tâmpiți sunt, bă. Bă, tâmpiți sunt, bă. Adică tu trimiți ambasador, tu Franța, trimiți ambasador la înscăunarea lui Putin pentru al șaselea mandat, dar te ferești de o prășturică acolo pe o farfurioară la dineu oficial cu Republica Populară Chineză, că, bă, seamănă cu Rusia. Păi și ce? Chinezul mănâncă dacă seamănă cu Rusia.
tu nu mănânci, au înlocuit prăjitura respectivă. Noi, goată, pentru cine nu înțelege, noi pronunțăm ardelenești, așa pronunță și președintele Iohannis. Așa spune ardeleanul. Nu spune prăjitură. De fapt, de la ce vine? Vedeți, e un termen absolut cretin. Limba română are foarte puțin termen cretin. Da? De exemplu, francezii, sau o dau acum din casă așa, n-au niciun termen pentru stafide. Poate puțin români știu, nu sunt cunoscător de limbă franceză. Francezul spune la stafide, de exemplu, raisin sec, adică niște struguri care s-au ofilit. Nu are. Deci dita mai limba franceză. Sunt mii de limbi pe lumea asta care, de exemplu, nu au niciun termen pentru stafide. Nimeni în limba română are, de exemplu. Asta deschisesem o paranteză. Sunt foarte mulți termeni pentru care engleza și franceza nu au niciun cuvânt. Nu folosesc niciun cuvânt. De exemplu, francezii spun gâteau la 35 de feluri de prăjituri, biscuiți, fursecuri. Nu există. Se spune termenul de petit four la fursecuri, dar el este puțin folosit. Cei mai mulți dintre francezi, când văd două fursecuri, le spun tot gâteau. N-au termen, practic, pentru asta. Nu se folosește termenul de petit four. Ei spun gâteau la orice biscuite găsesc. Limba română are cuvinte pentru toate, bă. Englezii, francezii nu au cuvânt pentru tort. Nu există. În limba franceză, la tort, se spune gâteau d'anniversaire. Și nu există termen, bă. Nici în engleză, de altfel. Noi avem, bă, un termen excepțional, pentru că tortul nu este o prăjitură. Da? Deci de aici plecasem cu ce înseamnă prăjitură, că nu e nicio prăjeală, de fapt. Nu este un termen bine definit, de fapt. Prăjitură, e o prostie. Finalmente, pentru că nu prăjești nimic. În unele cazuri, dar de cele mai multe ori nu se face pe termenul ăsta. Este preluat, însă, sigur, dintr-o lume care nu mai există. Dar termenul astăzi nu mai corespunde cu realitatea și trebuie să vorbim despre el la modul ăsta. Pentru că este o anomalie. Dar deci, încă o dată, întorcându-mă la aceste stupide exerciții de memorie, asta e situația în momentul de față. Da? Te duci la Sibiu cu președintele României, cu președintele României și o să vezi că el îți mănâncă toate vocalele din toate frazele, din toate cuvintele. Iar la prăjitură se spune la Sibiu prăjitură. Da, acolo de unde vine el. El când se duce acasă și nu că o prăjitură, îi spune am mâncat o prăjitură. Azi că nu. Nu. Exact ca limba portugheză este și limba sibiană. Că doar două limbi latine mănâncă vocalele. Limba portugheză, le mănâncă aproape pe toate, și limba sibiană, care și ea mănâncă cam două treimi dintre ele. Bun, deci am trecut de Malaezia. Mi-a plăcut și asta cu casa albă, cu birou oval, Rareș Bogdan, bă. Timpul nu-l va reține, dar câteva anecdote așa pentru tâmpiți, da. Ci că data viitoare, când un președinte al României va ajunge la Casa Albă, în birou oval, în WC-ul hexagonal, e bine, acesta va fi Nicolae Ciucă, președintele PNL. Bă, să nu fie Mircea Joană, fostul președinte al PSD, domnule Bogdan, că atunci ar fi pentru PNL o imensă dramă, cam cum a fost pentru Paris Saint-Germain, eliminarea cu Borussia Dortmund. Că toată lumea îi vedea cu saci în căruță și când colo, n-a luat tăticul. Absolut deloc. Așa și aici, domnul Bogdan. Nicolae Ciucă, sigur, dar să nu fie ca în Caragiale. Da? Când se încurajau între ei și un alt candidat venit de sus îi coafa la sfârșit aproape de potou. Să-mi iasă un alt candidat, vreo struț, o cămilă de asta. Totuși când vorbim de birou oval, altfel sună Mircea Joană decât Nicolae Ciucă. Burduja face plângere penală după ce i s-au vandalizat panourile electorale. Aici eu m-aș duce un pic la vorbele lui Traian Băsescu, favoritul lui Dan Bucura. E bine, nea Traian spunea că bucureștenii, asta pentru că îl votaseră pe el, sigur, au
cu totul și cu totul altă constituție intelectuală. Adică n-are cum să iasă unul ca Piedone, da? Un analfabet sinistru, primarul capitalei. Bucureștiul nu e la nivelul sectorului 5. Ei bine, eu cred că totuși ăștia se duc să-l radă de pe pereți pe Sebastian Burduja, că doar nu fi partizanul nimic ușor, da. Burduja are discursul lui Cârstun. Da, vom câștiga, vom face, vom drege, vom ajunge. O să spuneți după terminarea alegerilor, nu, Burduja, dacă luați 15%, în principiu nu luați. Dacă luați, o să spuneți că e un scor excelent. Și că ați intrat târziu în campanie și nu se mai putea. Asta e ca aia cu barele la fotbal. Ați intrat târziu. Am auzit tâmpenia asta și la doamna Firea. Păi cum adică ați intrat târziu, doamnă? Păi ați fost deja primarul Bucureștiului. Pentru ce mai vă trebuie campanie electorală? Nu v-ați făcut campanie 4 ani? V-ați făcut. Nu mai contează acum o săptămână sau două în plus. Astea sunt doar niște scuze că am dat în bară. Așa cum spune și proverbul. Nu, dai în bară dacă ești slab. Că ești bun, o dai în poartă. Asta nu e o scuză, de-aia e bara acolo. Pentru proști, bineînțeles. Nu pentru Bayern München. E pentru fraieri, ăia se duc și dau bară. Așa e și cu alegerile respective. Dacă te pricepi, n-ai nevoie de scuze. O să câștigați. Nu o să câștigați. Mai bine ne-ați fi spus, domnul Burduș, atunci erați un candidat interesant. Eu n-am venit să câștig, cum să câștig cu proștii ăștia. Am venit să pierd, dar vreau să vă demonstrez niște lucruri. Și doamne, dă-i bătaie. Demonstrația virtuală ne interesează, că în realitate oricum nu se întâmplă nimic. Bun. Am încheiat pentru astăzi, că timpul nu ne mai permite. Și ne revedem în lunga zi de joi. Da, de mai multe ori, cum ar fi spus Dumitru Graur, în următoarele 24 de ore. Program disponibil pe primaplay.ro.